Anchetatorii au descoperit în Bihor primul laborator de extragere secundară a cocainei. O grupare a închiriat o cabană în afara zonelor locuite din județ, iar acolo extrageau pe cale chimică cocaină. Valoarea acesteia este de 200.000 de euro. Conform Digi24.ro, polițiștii și procurorii au început să supravegheze gruparea din iunie, atunci când membrii grupării infracționale au organizat acest laborator, primul descoperit în România. Laboratorul era amenajat într-o cabană închiriată din Bihor, într-o zonă retrasă. În imaginile surprinse de la descinderi, se vede că în zonă nu sunt alte locuințe, ferme sau cabane. Gruparea și-a derulat activitatea infracțională fără întrerupere din momentul constituirii lui și până la data de 10.07.2022. În 1 iulie, inculpații de cetățenie columbiană, însoțiți de inculpații cetățeni români, au adus în România aproximativ 6 kg de cocaină. Cocaina a fost introdusă pe teritoriul Uniunii Europene cu avionul de către inculpații cetățeni columbieni. Cei doi inculpați de cetățenie columbiană au avut pe lângă rolul de cărăuși ai drogurilor și pe acela de chimiști specializați în extragerea de cocaină din mărfuri aparent legale. În perioada 30.06.06.07.2022, membrii grupului infracțional organizat au făcut demersuri pentru a procura mijloacele necesare efectuării operațiunilor de extracție a drogurilor, respectiv achiziționarea substanțelor chimice necesare și a vaselor de reacție. Ei au găsit și închiriat o cabană aflată în afara zonelor locuite din județul Bihor. În 10 iulie a avut loc percheziția domiciliară, patru dintre inculpați fiind surprinși în plin proces de extracție a cocainei din cafea pe cale chimică și fiind astfel identificat pe teritoriul României primul laborator de extragere secundară a cocainei. În urma percheziției domiciliare efectuate în cauză, au fost descoperite și ridicate un calup presat de 1 kg, care conținea prococaină, 148 de grame cocaină maronie, ce nu a fost trecută prin procesul de cristalizare, cât și un amestec de cocaină și cafea cântărind 5 kg. De asemenea, au fost identificate diferite recipiente de plastic folosite pentru extragerea cocainei, aproximativ 40 de litri de substanță maronie, constituind amestec de substanțe chimice tipice pentru extragerea cocainei din cafea măcinată, un litru de acetonă, o canistră de 20 de litri cu benzină și 10 pungi de cafea sigilate. Valoarea de piață a cocainei depistate cu ocazia activităților este de aproximativ 200.000 de euro.